Acest teren de fotbal este câștigat de echipa școlii Mihai Eminescu din Pitești la faza națională a Olimpiadei Gimnaziilor, acolo unde a ieșit pe primul loc. A costat 15.000 de euro, bani dați de FRF ca premiu pentru învingători. Prezent la inaugurare, în prima zi de școală, președintele Federației Române de Fotbal a spus că sportul în România este într-o stare deplorabilă și chiar dacă acum s-ar pune din nou bazele prin astfel de investiții, ar dura ani buni până să se obțină rezultate. Dacă nu ai terenuri de fotbal, nu poți să ai jucători de fotbal și, bineînțeles, nu poți să ai performanță, nu poți să ai joc de fotbal. La fel se întâmplă și cu cealaltă sporturi. De aceea, practic, ne legăm de acest proiect numit Euro 2020, astfel încât să nu avem în România doar un show fotbalistic, ci în jurul acestui eveniment să putem să dezvoltăm infrastructura cât mai mult posibil, iar noi ca federație vom încerca să facem tot ceea ce este putere, tot ceea ce ne stă în puteri, fiindcă, așa cum am menționat, suntem singura federație sportivă din România care nu are acces la bani publici, ci doar resurse din mediul privat, astfel încât să atragem cât mai mulți parteneri din mediul de business să ne susțină în acest demers pe care, cum să spun, e unul extrem de important. E un proiect care a demarat acum un an de zile. În România dispăruseră, doar câteva excepții mai aveam, dispăruseră competiția la nivel de școli, licee și chiar și universități. E bine, după 8 luni de zile de negociat între ghilimele cu Ministerul Educației, ne-a luat ceva timp să convingem că aceste competiții trebuie reînviate. În toamna anului trecut, în cadrul unui parteneriat strategic cu Federația Daneză, știm că țările nordice au, să spunem, au expertiză înaltă cum să dezvolte fotbalul la bază, a demarat acest proiect umbrelă numit Împreună Suntem Fotbal, care ce presupune? Presupune competiții la nivel de școli, clasele 1-4, 5-8, licee, atât fete cât și băieți, atât pentru copiii și în același timp în cadrul unui parteneriat cu Special Olympics și pentru copiii cu dizabilități, dar și pentru universități. Urmează ca alte noi competiții să capete viață în următoarele 12 luni. Cei mai buni dintre jucători ne-au însoțit la Euro, au fost alături de jucătorii echipei naționale, cele mai bune școli campioane au primit din partea federației o investiție în infrastructură. De ce? Fiindcă, așa cum spuneam, dacă nu ai terenuri de fotbal, nu poți să ai joc de fotbal. Și cu siguranță rămânem fermi în tot acest demers pe care l-am asumat. Vă spuneam, după ce practic federația a întrebat o perioadă financiară foarte proastă, în 2 ani de zile federația pierdea undeva la 5,5 milioane de euro anual, era proiectată să piardă ala lung, reușim ca în 2017 să avem un fond de investiții exclusiv în infrastructură, împreună cu sponsorii Federației Române de Fotbal, cu 3 milioane de euro. Gândim în momentul de față, până la finalul anului, o schemă de cofinanțare specifică fondului european, astfel încât această sumă să crească și să avem mai multe terenuri de fotbal. Dar bineînțeles, acesta ar trebui să fie un demers pe care guvernul să-l susțină cu asupra de măsuri. Nu poți să creezi fotbal dacă nu ai și suport. La fel, nu poți să creezi echipe performante de fotbal dacă nu ai investiții consistente la nivel de copii și juniori și nu te legi foarte puternic de comunitate. Acesta e un mesaj pe care, în toate întâlnirile pe care le am cu autoritățile locale, îl transmit. Și anume, să-și înfingă puternic rădăcinile în comunitate, echipele să aparțină comunității și, bineînțeles, investiții cât mai mari la nivel de copii și juniori. Situația în Argeș nu e diferită față de restul țării. Spre exemplu, primul club de fotbal profesionist, FC Argeș, este în Liga a treia, după ce a fost reînființat. De fapt, acum nici numele nu mai are voie să-l poarte. De aceea, autoritățile locale vor să redobândească blazonul. Vreau să vă spun că vom face toate demersurile în ceea ce privește recuperarea brandului. Consiliul Local, în unanimitate, a stabilit o comisie de negociere a brandului. Avem sumele necesare prevăzute în bugetul pe anul 2016, pentru că brandul va fi recuperat de la ANAF prin lichidatorul sindic, în urma ceea ce s-a întâmplat cu FC Argeș, cu intenția clară și fermă ca anul viitor echipa SCM, echipa noastră a Piteștiului, să se numească FC Argeș. Deci vom cumpăra brandul, vom face toate demersurile, iar împreună cu Federația toată logistica în ceea ce privește această denumire.